Un bărbat de 46 de ani a fost arestat preventiv după ce și-a ucis fratele în bătaie. Bărbatul a crezut că fratele său mai mic urma să primească moștenire casa părintească. Crima a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar polițiștii au fost chemați prin apel la 112 de vecinii care au auzit scandalul dintre cei doi frați. Bărbatul în vârstă de 46 de ani și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor și a fost arestat duminică după amiaza, a declarat purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă tribunalul Arad, Ramona Lungu, citată de Ager Press. Pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri legate de moștenire, inculpatul în vârstă de 46 de ani a aplicat fratelui său de 39 de ani mai multe lovituri cu pumnii, picioarele, cu o bâtă și un borcan spart, provocându-i victimei multiple leziuni care au condus la deces. Potrivit concluziilor preliminare ale Serviciului de Medicină Legală Arad, moartea a fost violentă și a fost cauzată de politraumatism cu componente craniocerebrale, toracice și abdominale. A declarat Ramona Lungu. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru infracțiunile de violență în familie și omor calificat. Potrivit procurorului criminalist din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Arad, Pavel Palcu, autorul crimei nu pare să regrete ceea ce a făcut. A fost o dispută pentru avere între doi frați. Unul dintre ei nu era mulțumit de comportamentul celuilalt. Cel de 46 de ani a aplicat foarte multe lovituri fratelui său de 39, pe motiv că acesta ar fi putut moșteni averea. Criminalul a spus că nu regretă nimic. Am stat toată noaptea cu el la audier, nici măcar un moment nu a avut sentimentul de regret față de comiterea faptei. A spus că nu regretă, a zis că fratele său și-a meritat soarta, a povestit procurorul, conform Arad Online, relatează mesajul.ro.